Din punct de vedere financiar, principalul element care trebuie luat în calcul când ne ocupăm de perioada 27 august-2 septembrie este evident luna nouă în fecioară din ziua de 27 august. Combinația astrală cu impact puternic asupra tuturor aspectelor vieții economice care are legătură cu Pământul. Plecând de la câmpul larg de activitate, de preocupări și implicit de soluții de găsit pe care le pune cultivarea pământului. E vorba de recolte. Apoi conservarea lor, transportul, vânzarea, bursa cerealelor și așa mai departe. Sigur că la ora asta grâu și porzul și ovăzul în mare parte s-au cules. Mai este porumul, mai sunt însă toate celelalte Elemente care fac din zona vegetală o zonă de câștig. Exploatarea pământului însă nu înseamnă doar agricultură, apoi este și latura cealaltă, mai pragmatică, latura rutieră, latura funciară, latura imobiliară, construcțiile care se dezvoltă pe un teren și buna lor administrare. După cum știți, semnul fecioarei presupune grijă, contabilitatea ține. Cont de cheltuieli, de nevoi, a se face gesturile și demersurile necesare pentru ca lucrurile să funcționeze corect. Fără salturi, fără excese și fără jocuri pe muchia tare, dură, a impactului pe care pot să-l aibă la un moment dat câștigurile la bursă. Acolo ne aflăm într-un cu totul alt context astral. Aici e vorba de pondere, nu joacă nimeni, nici jocuri de noroc, nici la bursă, nu se fac tranzacții speculative. Ba mai mult, această latură a speculei, în sensul de a obține un produs cu un preț foarte mic și al revinde cu un preț foarte mare, nu prea este în profilul semnului zodiacal mari negustori nu vin dinspre zodia fecioarei. Mari administratori, da. Cei care conservă pe vremuri, cum era un teren, o moșie, o avere, erau oameni cu marcaj legat de lumea materială și pragmatică, de bun simț, de logică, de matematică și de o mare, mare chipzuială. Din acest punct de vedere, momentul pune un accent cu privire la ceea ce trebuie să înțelegem și noi. Cu proprii noștri ochi să observăm tot ceea ce se întâmplă, dar asta nu înseamnă că trebuie să și reacționăm imediat, spontan și fără niciun strop de gândire. De foarte multe ori eu am pronunțat termenul de prudență. Fecioara nu este prudentă. Fecioara este foarte adecvată. Dacă trebuie făcute lucruri dure, drastice, economii, de exemplu, le face. Dacă trebuie să facă investiții mari, le face. Nu este un semn al fricii, pentru că este foarte multă rațiune și cunoaștere. Lucrează în cunoștință de cauză. Nu mai are de ce să se teamă, știe pe ce se bazează, știe ce trebuie să se întâmple, pentru că cunoaște niște mecanisme economice, în principal, că suntem la această rubrică ar trebui să fie o perioadă mai liniștită și mai productivă. Vremurile însă sunt foarte tulburi și sunt dezrădăcinate de foarte multe mecanisme și interese care nu se înscriu în siajul influenței astrale. Din potrivă, ies din acest tipar. Multe dintre lucrurile care ar trebui să se întâmple nu se întâmplă. Multe dintre elementele care ar trebui să fie acum conservate sunt stricate și risipite, multe dintre aspectele care ar trebui să fie cenzurate sunt permise. Fiecare acționează așa cum îi se permite, îi se dă un culoar social, economic sau legislativ și lucrurile merg înainte. Este evident că nu merg bine. Asta nici nu mai trebuie subliniat. Întâlnirea între ce nu trebuia făcut, ce nu poate fi făcut, este una evident păguboasă. Dar, încă o dată, vă spun: nu are nicio legătură cu acest context, pentru că situația merge într-un chip contradictoriu, sfidător față de ceea ce impun astrele, ceea ce trasează, ceea ce influențează. Vom vedea cât timp se poate merge așa. Este exact ridicând comparația la un nivel superior și evident păstrând proporțiile, este exact ca acei șoferi care merg pe contrasens. Evident că îi deranjează și pe ceilalți, nici ei nu pot să meargă la nesfârșit. N-am văzut pe nimeni să înconjoare globul sau să străbată Europa numai în marș-arier sau mergând pe contrasens. Două ipostaze în care nu se poate circula în mod nici corect, nici eficient, nici sigur. La un moment dat Îndrăzneala aceasta trebuie să se oprească. Are și ea un prag și acela este destul de apropiat. Noi mergem pe contrasens, pe contrasensul astrelor. Dacă înțelegem acest adevăr, înțelegem toate celelalte mecanisme, de ce sunt posibile și de ce altele, trebuie sunt imposibile.